Salut! Mă bucur să ne revedem! În videoclipul anterior am repetat câteva noțiuni de bază pentru formarea, citirea și scrierea numerelor naturale cuprinse între 0 și 1 milion. Să urmăm acum firul călătoriei matematice. Acum să aruncăm o privire pe notițele lui Rodrick, care a scris de zori informațiile oferite de ghid și să ne jucăm puțin cu numerele. 980.000. Am scris pe sârma sutelor de mii 9. O să așezăm la zecile de mii 8. Și o să lăsăm 0 pe celelalte sârme. Acum să scriem în tabel numărul 980.000. Am marcat clasele cu 0, iar acum mai scriem o dată numărul în dreapta. 980.000. Ai grijă să lași spațiu liber între cifre când spui numele clasei, ca să evidențiem clasele. Deci, 980.000. Acum numărul următor, 45.500. O să-l scriem numai în tabel. 45.500. Scriem numărul și în partea dreaptă. 45. Atenție la marcarea clasei de mii. 500. Și ultimul număr. 34.855. Scriem de asemenea în tabel. 34.855. Repetăm numărul în partea dreaptă. 34.000 spațiu pentru clasă. 855. Să încercăm să scriem acum cu litere numerele notate de Rodrick cu cifre. Atenție, trebuie să marcăm clasa. 980.000. 45.500. 34.855. Citește numerele de mai jos, apoi verifică-te ascultând cum citesc eu. Scrie cu cifre, apoi cu litere numerele pe care le auzi. Verifică dacă ai scris corect. 468.309. 14.675. Iar acum, dacă vrei să știi mai mult, compune și descompune numere după modelul alăturat. Succes!
Și acum să exersăm. Dacă descompunerea numărului este 300.000 plus 2.000 plus 40 plus 7, cum vei scrie numărul? Îți las puțin timp de gândire, ai de ales din cele trei jetoane. Ai descoperit? Nici nu mă îndoiam. Foarte bine. Jetonul albastru conține numărul corect 302.047. Îți mai propun un exercițiu. Care este descompunerea corectă a numărului 570.211? Alege din jetoanele colorate. Îți ofer puțin timp de gândire. Privește cu atenție. Ai găsit? Sigur că da. Este jetonul verde, pe care avem rezolvarea 500.000 plus 70.000 plus 200 plus 10 plus 1.